Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru Miercuri. Începe luna februarie, care este o lună, așa cum am spus eu, mai liniștită. Este ca liniștea dinaintea furtunii. Dar vine cu foarte multă înțelepciune. Luna februarie vine cu rezolvări și vine sub energia eremitului. Eremitul care este acel personaj înțelept, care a trecut prin multe etape, și care preferă singurătatea, dar este o persoană care analizează foarte, foarte atent tot ceea ce se întâmplă în jurul său. Este o energie frumoasă, liniștită, dar luna a februarie va avea și anumite elemente mai tensionate, în mod special această lună plină care se petrece în weekend, despre care am vorbit deja. Pentru fiecare zodie, în previziunile pentru această săptămână. Revenind, ziua de 1 februarie vine cu Magicianul, așa cum știți. Este o zi cu multe oportunități, o zi în care avem o încredere mare în propria persoană, dar este și o zi în care putem să avem curajul să găsim o soluție de unii singuri. E foarte important acest aspect, da? La o anumită problemă, energia generală este roata destinului, Săm că lucrurile încep să funcționeze, lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție. Roata destinului vorbește și despre un noroc care apare, dar sub, sub forma unui aparent ghinion, uneori. Alteori, roata destinului spune despre faptul că lucrurile încep să meargă, încep să funcționeze, roata începe să se învârtă. Deci lucrurile nu mai sunt stagnante. Din punct de vedere astrologic, luna tot în gemeni este, face o quadratură cu Neptun, iar asta ne întunecă așa puțin mintea. Pot apărea probleme de comunicare, pot apărea probleme în relația cu spiritualitatea, putem să ne facem tot felul de iluzii, putem să ne pierdem în detalii, dar este și o zi în care Saturn, ne ajută. Ne ajută încă o dată și anume ne face să fim ceva mai maturi, ceva mai conștienți de lucrurile pe care le avem de făcut. Tot Saturn de acolo ne ajută foarte mult pe tot ce ține de a ne organiza puțin sau de a ne măsura mult mai bine cuvintele, reacțiile, în ceea ce privește uh, un grup de oameni din care facem parte. Da. Se pot lua decizii înțelepte în ziua de miercuri, și, așa cum spuneam, deja intrăm în energia lunii februarie. Luna februarie care o să fie destul de interesantă. Cam atât în mare parte. O să vreau să insist pentru fiecare zodie. Dar te rog să asculti și de la Zodie și de la Ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. De asemenea, te invit cu drag la previziunile pentru această săptămână, au apărut deja toate, și te invit cu drag și la previziunile pentru luna februarie. Chiar dacă este o lună liniștită, este o lună în care ne putem rezolva anumite probleme, așa că te invit să vezi exact care sunt domeniile de viață active și ce anume uh, s-ar putea întâmpla pentru tine. Zodia Berbec. Dragii mei berbeci, pentru voi astăzi este o zi în care ar fi bine să fiți atenți pe drumuri și să fiți atenți în discuțiile pe care le aveți cu rudele, cu vecinii și în general vorbind, atenție ce discutați, pentru că se creează acolo un mic mare haos. O veste pe care o primești de la o persoană din trecut te poate agita puțin astăzi, dar un prieten te ajută, te ghidează, te orientează și te organizează mai bine. Partea bună pentru tine vine astăzi din zona internetului, din zona grupurilor de oameni, dar partea bună vine și din partea prietenilor. Începi să-ți mai stabilizezi așa puțin un plan de viitor. Să vedem și tarotul, ce are să-ți transmită, ce trebuie tu să cunoști. La baza pachetului, 10 de băte. Este o zi puțin aglomerată pentru tine, o zi în care ai foarte multe lucruri de făcut, dar este și o zi în care ar fi bine să cere ajutorul celorlalți și să nu te supra-soliciți. Atenție puțin pe sănătate astăzi. Spânzuratul, următoarea carte, o legătură cu Zodia Pești, în această soluție, este nevoie să iei o pauză și să cauți o altă rezolvare, să încerci să găsești un alt drum, o altă ieșire. În prima parte a zilei, poți să fii destul de mult prins de niște activități neprevăzute care apar. Apoi avem arcana majoră, numărul 15, care vorbește despre o legătură cu un capricorn, dar și despre faptul că este o zi în care e bine să menții controlul asupra. Anumitor ieșiri pe care le ai, adică să încerci să fii foarte atent cât mănânci, cât bei, ce faci cu viața ta. Cartea asta vorbește despre dependențe, despre lucruri toxice, despre atașamente, deci atenție pe așa ceva. De asemenea, ultima carte este Asul de monede, o veste bună pe care o primești legată de o noutate materială, adică este ceva legat de o nouă casă, un nou loc în care mergi un lucru banal pe care ți-l cumperi, dar asul de monede vine cu o siguranță, vine cu o prosperitate. Zodia Taur, pentru tine este o zi în care uh, nu prea mai știi care e viitorul tău, nu prea mai știi încotro să mergi. Panica vine din partea unui prieten sau uh, este o situație legată de un grup de oameni din care tu faci parte. E acel moment în care nu-ți dai seama cât valorezi, nu-ți dai seama cam pe unde ești plasat și, bineînțeles, că o neînțelegere sau o persoană neatentă um, te poate supăra puțin astăzi, dar partea bună pentru tine este că ești extraordinar de bine din povestea asta și primești o veste bună din partea unei instituții publice, din partea unei persoane cu autoritate din viața ta. Sau este o zi în care, până la urmă, te simți bine, te simți apreciat și strălucești de-a dreptul. Însă, ți se cere să abordezi cu mult mai multă maturitate viața ta, reputația ta, cariera ta. Wow! A început citirea, dragi tauri. Au ieșit deja două cărți. La baza pachetului pentru tine este judecata o arcană majoră. Este o zi în care primești o veste pe care o aștepți de mult timp, sau o zi în care te simți ca reînviat la viață. Ai energie, totul decurge bine. Văd și faptul că analizezi ceva cu pajul de monede, studiezi ceva. Primești o veste legată de un proiect sau de o mărire de salariu. Taurii care vă căutați un loc de muncă, astăzi este o zi bună. Dacă ai examene, la fel, este o zi în care ești extrem de bine susținut, dar regula este să nu te iei după ceilalți, mai ales după masele mari de oameni. Următoarea carte, șase de monede, niște bani pe care îi primești astăzi, niște cumpărături pe care le faci, dar văd că astăzi poate chiar te gândești să faci un act de caritate, adică să ajuți pe cineva, să donezi ceva. Ultima carte, Pajul de Cupe, este a doua energie tânără. Deci, o zi în care ai legătură cu persoane mai tinere sau cu persoane dragi ție. Pajul de Cupe vine cu o propunere, cu o invitație către tine sau tu adresezi o invitație către cineva. Cartea vine cu mesaje de pace, de liniște, mesaje frumoase pentru sufletul tău. Răspunsuri pozitive pentru tine. Zodia Gemeni. Dragii mei, gemeni, o zi în care apare din nou acea mică mare criză de identitate, nu prea mai știți voi pe unde sunteți, cum sunteți, ce faceți, o veste care te dă puțin peste cap, legată de zona autorităților, legată de um, un șef, legată de o persoană importantă din viața ta. Alți gemeni pur și simplu nu prea mai înțelegeți voi cine sunteți și cât de mult sunteți apreciați. Ajutorul vine din partea unei persoane din străinătate sau ajutorul vine din zona spirituală. Ajutorul poate să vină pentru tine astăzi și din zona studiilor superioare. Este o persoană acolo înțeleaptă care este foarte sigură pe ea și care te poate ajuta foarte mult prin ceea ce faci. E ca un profesor, ca un mentor pentru tine care îți poate clarifica așa mintea. Bineînțeles că o abordare mai serioasă, mai matură, în legătură cu o situație cu care tu te confrunți, te-ar putea ajuta în egală măsură extraordinar de mult. Hai să vedem, dragi gemeni, ce faceți voi, care sunt mesajele. La baza pachetului pentru tine, 5 de băte și 6 de spade. O zi în care pot apărea conflicte legate de drumuri, legate de mutări, călătorii, o discuție în contradictoriu, pe care o văd aici, sau o stare mai agitată pe care tu reușești să o lași în spate. Următoarea carte, pajul de băte. Văd aici o legătură cu o persoană mai tânără, dar și o nouă activitate care se arată în viața ta. O speranță mare pe care o ai, mult entuziasm, dar văd și multă pasiune, multă bucurie. În continuare, pajul 4 uh, de spade, am vrut să spun. Pajul 4 de, de spade, nu știu de ce am spus, probabil ești și foarte curios astăzi. Vrei să afli multe, vrei să rezolvi multe lucruri. Patru de spade vorbește despre un moment de odihnă, de liniște. Da? Este o zi în care probabil o să simți nevoia să te mai odihnești, să meditezi. Apropo, meditația, rugăciunea te-ar putea ajuta foarte, foarte mult. Iar dacă apar conflicte, încearcă să ieși de acolo, că nu e de tine. Zodia rac, Dragii mei, raci, pentru voi este o zi în care nu vreau să mai înțelegeți foarte multe din viața voastră, din gândurile voastre, ideile voastre. Credința o să fie foarte mult pusă la încercare astăzi și pot apărea tot felul de lucruri neașteptate. Însă, se rezolvă ceva. Printr-o persoană mai în vârstă sau printr-o persoană mai sigură pe ea, rezolvarea vine printr-o abordare mai serioasă a unei relații, a unui contract, a unui parteneriat, dar pentru alți raci rezolvarea vine prin a revizui, da? prin a schimba puțin termenii unei înțelegeri. Acolo e susținere. Iar spre seară să știi că îți recapeți energia, lucrurile se mai rezolvă. Un moment spiritual pentru tine. Ziua de miercuri vine cu foarte multă intuiție, dar în a doua parte. Hai să vedem, dragi raci, ce faceți voi. La baza pachetului pentru tine, 8 de monede și pajul de spade. Ești curios aici, în legătură cu un proiect, te informezi, în legătură cu o situație, dar este și o zi în care persoanele de la locul de muncă vor fi ceva mai curioase în legătură cu tine. Următoarea carte, 6 de spade, un drum pe care îl faci sau o persoană care vine către tine, dar văd și o discuție pe care o ai cu o persoană care se află într-o altă țară, într-un alt oraș, undeva la distanță de tine. Ultima carte, pajul de băte, multe energii tinere și pentru tine o zi în care un adolescent sau o persoană mai tânără ți-ar putea aduce o bucurie, dar este și o zi în care vei fi tentat să încerci lucruri noi și poate chiar să mai renunți puțin la muncă spre seară și să te relaxezi puțin cu o activitate care îți face plăcere. Zodia leu. Dragii mei lei, pentru voi este o zi în care relația cu prietenii, viitorul, tot ce ține de internet de comunicare este foarte. Alambicat foarte încurcat la voi. Bineînțeles că leii care se află într-o relație aveți o predispoziție spre conflict spre neînțelegeri legate de viitorul relației legate de situația în care vă aflați. Apar acolo niște schimbări care nu nu prea țin de voi. Însă ajutorul vine. Printr-o înțelegere pe care o faci cu o persoană de la muncă sau printr-o activitate comună pe care alegi să o faci cu o persoană din exteriorul tău. O discuție cu un client sau o discuție cu o persoană în general din jurul tău te poate ajuta. Unii lei aveți ocazia astăzi să rezolvați ceva important legat de un contract sau reușiți să rezolvați ceva important legat de o asociere. Să vedem, dragi lei, și mesaje din partea tarotului. La baza pachetului avem doi de și temperanța, o legătură cu un săgetător. Este o zi în care ai de luat o decizie importantă legată de străinătate, spiritualitate, internet sau de o situație care este într-un blocaj de foarte mult timp. Pentru unii lei văd foarte puternic aici un compromis pe care îl faci sau pe care l-ai făcut deja. Cinci de bâte vine cu o discuție în contradictoriu, vine cu o senzație de agitație, de ceartă pentru unii, dar poate să reprezinte și un moment de gelozie. Ultima carte, Puterea, care este cartea ta în tarot, deci este clar faptul că tu vei avea puterea să rezolvi o situație. Cartea vorbește și despre acel moment în care îți urmărești pasiunea ta, îți urmărești plăcerea ta, dar este o zi în care tu reușești să rezolvi problema. Cumva, decizia este și la tine. Zodia fecioară Pentru tine este o zi puțin cu haos atunci când vine vorba de relația cu autoritățile, relația cu ceilalți. Relațiile tale astăzi sunt puțin tensionate, ca să spun așa. Mai ales pentru fecioarele care au niște probleme legate de autorități, legate de șefi. Pe acolo se accentuează problema, dar soluția vine printr-o abordare mai serioasă, orea sănătății, adică e nevoie acolo să Vedeți cât lucrați, cât vă odihniți, cât timp acordați stării voastre de sănătate. E foarte important și acest aspect. Iar unii dintre voi astăzi aveți ocazia să rezolvați o problemă medicală. Veți găsi persoana potrivită. Dacă vreți să căutați astăzi, măcar găsiți persoana, nu neapărat să și mergeți. Da? Pe de altă parte, o organizare mai bună în ceea ce tu faci te-ar putea ajuta foarte mult astăzi reușești să rezolvi ceva legat de o activitate pe care tu o faci. Hai să vedem, dragi fecioare, ce trebuie să cunoașteți. Pentru fecioarele singure, da, sunt șanse să apară cineva, atenție pe la muncă, dar pentru fecioarele care sunt într-o relație, o activitate comună cu partenerul v-ar putea ajuta extraordinar de mult. La baza pachetului, pajul de băte și nouă de băte de aici că îți dorești ceva să faci, ai o pasiune sau îți este teamă pentru un adolescent, pentru un copil, pentru o persoană care nu este chiar atât de experimentată. Te văd totuși destul de obosit, e ca și cum ai de lucru, dar îți stă mintea la o plimbare prin parc sau îți stă mintea la un serial, să stai în pat la căldură, să te relaxezi. Și ți-am spus că turn de acolo, cam asta îți spune, să-ți găsești așa un echilibru. Apoi avem asul de cupe pentru tine, care vine cu o veste bună, o veste de pace, noi emoții pe care le trăiești în ziua de miercuri. Iar ultima carte este 5 de spade. Aici este o zi în care ar fi bine să fii atent pe acte, hârtii și documente. De asemenea, atenție la un compromis. Pentru unii dintre voi, sfatul cărților este să vă Urmăriți puțin interesul, să profitați de o poziție pe care o aveți, mai ales fecioarele care sunteți pe cont propriu. Profitați de chestia asta și încercați să vă faceți programul în așa fel încât să împăcați ambele, ambele situații. Dar și o nedreptate pe care tu poți să o simți din partea cuiva. Zodia Balanță. Dragi Balanțe, o zi în care ar fi bine să acordați și voi o mai mare atenție problemelor de sănătate, asta dacă aveți. Dacă nu, atenție puțin pe muncă, astăzi, pentru că pe acolo sunt niște lucruri pe care vi le-ați programat, sunt niște lucruri care teoretic ar trebui să se desfășoare într-un anumit mod, și culmea că nu se întâmplă așa. E un mic mare haos acolo, o dezorganizare, dar. Soluția pentru tine vine prin creativitatea pe care tu o ai, prin ideile geniale care îți vin, și soluția poate să vină din partea unui copil, din partea persoanei iubite, dar și dintr-un mod mai matur de a aborda o afacere sau de a aborda uh, plăcerile tale. Depinde fiecare cu ce vă ocupați. Dacă ești într-o relație cu cineva, uite, este o zi bună să te vezi cu persoana iubită, să stați de vorbă și cu siguranță lucrurile se mai rezolvă. Dacă ești o balanță singură, sunt oarecare șanse astăzi să cunoști pe cineva. Dar nu e valabil pentru toți. Îți vin niște idei, cineva te sfătuiește, ești foarte bine susținut. Conștientizezi anumite lucruri, Prima carte pentru tine, 4 de cupe și 7 de monede. Așa cum spuneam, văd aici că ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine legat de o așteptare. Stai și analizezi puțin cum anume ți-ai planificat lucrurile, cum anume ele s-au întâmplat. Dar 4 de cupe vorbește și despre un moment în care nu prea ai chef de nimic. Da? Nu prea ai chef tu de nimic astăzi. 7 de cupe. Multe oportunități care apar astăzi, dar și o alegere importantă pe care o ai de făcut. Sfatul aici este să încerci să vezi partea practică a lucrurilor și să lași puțin teoria deoparte în ziua de miercuri. Este o zi așa în care parcă ai chef să stai, să analizezi, să visezi cu ochii deschiși. Nimic negativ în asta, dar așa cum spuneam, încearcă și să vezi partea practică a lucrurilor. Ultima carte, împărăteasa pentru tine, este cartea ta, dar poți avea o legătură și cu un taur. Se pare că până la urmă reușești, te relaxezi, ai o zonă de confort foarte mare, o zi în care vrei să te răsfeți, vrei să te simți bine și o femeie te poate ajuta. Văd aici o legătură cu o persoană matură, sigură pe ea, dacă ai, ai de luat o decizie în ziua de miercuri, să știi că este o decizie extraordinar de bună. Și chiar, uite, primești o veste bună din partea unei femei. Zodia Scorpion, o zi în care ești puțin scos din zona de confort în relația cu un copil, cu persoana iubită, într-o afacere. Este acel moment în care vrei și tu să te relaxezi, vrei și tu să te simți bine, dar nu prea funcționează lucrurile. Ce este bine de menționat este faptul că ajutorul pentru tine vine din partea unei persoane din familie. Ajutorul vine printr-o discuție pe care o ai legată de zona imobiliarelor, de o casă, de un teren, dar chiar din partea unei persoane mai experimentate sau mai în vârstă poți să ai foarte multă susținere. Ai ca un fel de revelație astăzi în legătură cu niște transformări pe care, pe care le poți face. Vezi că ai o intuiție bună, da? chiar ai o intuiție bună și ar fi foarte ok să o asculți. Hai să vedem, dragi scorpioni, și tarotul ce vă transmite, ce trebuie voi să cunoașteți La baza pachetului Arcana majoră numărul 15 și cu nouă de spade. Cineva dorește aici să mențină un control asupra unei situații. Fie este vorba despre tine, fie ai prin jurul tău pe cineva care nu știu, controlează, care e toxic. Atenție pe distracții, dragi scorpioni, da? Atenție ce faceți, mai ales în prima parte a zilei, încercați să nu faceți exces. Mult stres văd aici în legătură cu atracție, în legătură cu ceva ce tu dorești să faci. Este o situație în care, uite, te simți blocat de ceva timp, te simți sacrificat. Încearcă să nu te supra soliciți astăzi, da? pentru că și pe la muncă văd că sunt niște lucruri acolo, sau prin activitățile pe care tu le faci, că nu toți scorpionii lucrează. Doi de spade, următoarea carte, o alegere pe care o ai de făcut, dar și o zi în care te retragi puțin, stai mai mult tu cu tine, vrei să analizezi mai mult o situație. Te închizi puțin în tine. Ultima carte, Îndrăgostiții, o legătură cu Zodia Gemeni, o zi în care va fi nevoie să alegi între pasiune și minte, mă rog, între minte și inimă. Uh, pentru unii discutăm despre niște activități aparent banale, nu știu, trebuie să alegi să te vezi cu persoana iubită sau să continui proiectul pe care l-ai în desfășurare. Uh, mai văd aici o legătură cu un suflet pereche astăzi, dar și faptul că până la urmă îți dai seama că e cazul să alegi uh, ceea ce îți pune inima și este o zi în care, bineînțeles, te poți vedea cu persoana iubită, dar așa cum am spus, pot apărea tensiune acolo. Zodia săgetător. Pentru tine este o zi în care apar tensiuni în relația cu rudele, cu casa, cu familia, cu o moștenire, cu ceva legat de un teren. Apar niște lucruri ciudate, cineva nu vede lucrurile foarte clar, da? Și pentru tine vezi că oricum încă este o zi cu predispoziții spre uh, lucruri ciudate legate de relațiile tale. Da? Însă, partea bună este că, printr-un drum scurt pe care îl faci, printr-o discuție pe care o ai, cu o rudă, cu o persoană apropiată ție, poți să-ți mai clarifici lucrurile. Este cineva care te ghidează, care te ajută pe tine acolo foarte, foarte mult pot să rezolve astăzi și ceva legat de o mașină. Iar săgetătorii care aveți de negociat ceva. Acum, negociere poate să însemne și o situație în care tu vrei să-ți impui acolo punctul de vedere. Ei, aici ești foarte bine susținut. Însă, e bine să ceri ajutorul unei persoane, să nu faci totul chiar de unul singur. Hai să vedem, dragii mei săgetători. La baza pachetului, regele de cupe, 7 de băte. Văd aici o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești. Este ceva ce te provoacă legat de o persoană foarte apropiată de sufletul tău. Nu este neapărat nevoie să fie un bărbat, dar pentru unii văd o provocare legată de zona medicală. Judecata o revedere de care tu ai parte astăzi, dar și o decizie importantă pe care cineva o ia. Este acel sentiment de noi începuturi, este acel sentiment de eliberare pentru tine după o perioadă dificilă. 6 de monede, ultima carte, niște bani pe care îi primești sau faci niște cumpărături importante în ziua de miercuri. Însă văd și un ajutor pe care îl primești. Reușești să echilibrezi o situație. Reușești să te împarți într-un mod egal între două situații diferite. Zodia Capricorn. Dragii mei Capricorni, o zi în care ar fi foarte bine să fiți atenți pe starea de sănătate, dar și pe eventualele conflicte care apar la locul de muncă. Dacă pur și simplu nu lucrezi, și bineînțeles ai și tu activitățile tale, atenție pe acolo ce faci. Uh, un vecin, un prieten, cineva din anturajul tău îți poate da puțin activitățile peste cap astăzi, dar și o discuție pe care o ai cu cineva. Ajutorul pentru tine uh, vine din zona banilor, deci până la urmă este o zi în care ești apreciat pentru ceea ce faci. Reușești să-ți ceri drepturile într-o anumită situație, iar capricornii care să spun așa, nu vă simțiți bine, uitați, aveți ocazia astăzi să primiți un sfat bun legat de viața voastră, dar vedeți că este ceva legat de dietă pentru pentru cei mai mulți capricori. Da, hai să vedem mai departe. Primești niște bani de la muncă, o apreciere, lucrurile îți merg bine. Hai să vedem, dragi capricorni pot apărea probleme de comunicare în general vor fi, Da? Sau probleme pe drumuri iarăși. 4 de cupe, 7 de băte. Este o situație aici în care te simți obosit sau o situație în care ceva nu îți convine, nu ești deschis în fața noutăților și tot stai cu gândul spre trecut. 7 de băte spune despre faptul că e bine să-ți folosești experiența pe care o ai, puterea pe care tu o ai, pentru a acționa, pentru a da un exemplu celorlalți, pentru alți capricori. Da. Judecata, următoarea carte, o zi în care stai față în față cu o persoană și ai niște discuții foarte interesante, foarte bune, clarificatoare, dar judecata spune și despre acel moment în care ai energie, atunci când simți că vocea ta contează, simți că tu contezi foarte mult. Ultima carte, șase de monede pentru tine, Uite, este o zi în care primești niște bani, dai niște bani, dar, așa cum ți-am spus și în partea astrologică, este o zi în care te vei simți apreciat foarte mult de către ceilalți. Primești o veste legată de o bancă, legată de niște bani. Zodia Vărsător, pentru tine este o zi în care pot apărea conflicte în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, dar pot apărea conflicte și legate de bani, în general vorbind. Vrei să-ți cumperi ceva, nu găsești sau mergi la cumpărături, ei ce ai tu nevoie, dar te trezești că nu te ajută. Este un moment în care nu te simți tu suficient de apreciat, dar vezi că acolo ceva nu e în regulă. Da? Sunt niște detalii da, care îți scapă sau poate ar trebui să abordezi lucrurile de la un nivel mai înalt. Soluția astăzi, totuși, vine prin a lua atitudine tu și prin a te organiza puțin, prin a vedea lucrurile ceva mai real, da? ceva mai realist. E foarte important acest aspect pentru tine. Mai ales legate de plăcerile tale, legate de uh, persoana iubită. E nevoie să iei puțină atitudine. Hai să vedem, dragi vărsători, ce trebuie să cunoașteți. La baza pachetului 5 de monede. Este o zi în care te poți simți singur, abandonat sau este o zi în care uh, te detașezi total de partea aceasta materială. însă așa cum am spus, uh, există predispoziția asta să nu te simți tu, da, în cea mai mare formă, cel puțin în prima parte, ca apoi să rezolvă lucrurile patru de monede și de ce anume este această energie de singurătate, de abandon, de supărare? Pentru că ori ai legătură cu o persoană foarte încăpățânată, ori tu dai dovadă de foarte multă rigiditate. Vezi că ți se cere să te organizezi puțin și ți se cere să încerci să renunți puțin ori la egoism. Acum, na, sună ciudat, dar uh, e vorba de a te gândi puțin, dar și din Altă perspectivă, așa cum ți-am spus, să dai dovadă de realism. Saturn de acolo din zodia ta pune să fii realist, să. Dai dovadă de multă maturitate în abordarea lucrurilor. Dar unii v-am spus aveți legătură cu o persoană mai. Ciudată e o persoană mai posesivă. Regele de cupe. O legătură cu o zodie de apă rac scorpion pești. Este o persoană foarte apropiată de inima ta care te ajută, care te ghidează. Dar văd și faptul că poți avea o legătură cu zona medicală sau poți avea o legătură cu um, o persoană din trecutul tău. Ultima carte, nouă de cupe, o bucurie mare pentru inima ta, până la urmă rezolvi o problemă și te bucuri de tot ceea ce ai tu. Primești un sfat, se întâmplă ceva aici. Alți vărsători pur și simplu nu vă simțiți bine, nu aveți un motiv, dar nu vă simțiți confortabil în prima parte a zilei, dar apoi lucrurile se rezolvă. Zodia pești. Dragi peștișori, o zi cu tensiuni în familie, în casă, o zi cu tensiuni legate de trecut, da? iar vă vin în minte acele lucruri care s-au întâmplat sau chiar apar tensiuni și certuri la propriu în casă, mai apare o factură, mai apare ceva neașteptat, Poate să fie o problemă legată de un copil, de persoana iubită. Partea bună a lucrurilor este că ai o intuiție foarte bună astăzi, mai ales în a doua parte a zilei, și e un prieten. Ți-am mai spus, ai un prieten pe acolo. Mai uh, sigur pe el, este o persoană mai uh, retrasă, o persoană poate chiar mai spirituală din fire, o persoană nonconformistă, e cineva care te ajută, care te ghidează sau primești un sfat bun din partea acestei persoane. Da? Pentru unii pești este vorba despre a aborda lucrurile într-un mod uh, diferit. Da? Vi se cere să vă detașați puțin și să vedeți lucrurile în perspectivă. Poate chiar soluția vine în a privi spre viitor, nu spre trecut, în ziua de miercuri. La baza pachetului, arcana majoră, steaua, o legătură cu zodia vărsător. Văd aici faptul că tu ai o dorință foarte mare, speri să rezolvi ceva în ziua de miercuri și ai șanse, da? Speri la o persoană, speri la ceva anume. Nebunul, următoarea carte, wow, dragi pești! Nebunul vine cu niște evenimente neașteptate, este Uranus, și vine în egală măsură și cu o senzație de eliberare, de noi începuturi, dar uh, văd aici și un curaj fantastic de care tu vei da dovadă. Următoarea carte, Arcana Majoră, numărul 15, o legătură cu Zodia Capricorn. Vezi că este o zi în care e bine să fii foarte atent la dependențe, la adicții, dar este o zi în care ar fi bine să nu încerci să controlezi lucrurile, să le lași puțin să curgă așa de la sine. Ultima carte, 8 de monede, un proiect la care lucrezi și care îți poate aduce bucurie astăzi, dar și faptul că un anumit blocaj pe care l-ai avut acum începe să prindă contur. Ai așteptat mult un răspuns, ai așteptat mult timp un lucru, dar acum Totul se se rezolvă atenție pe muncă astăzi și dacă apare evenimente neprevăzute, vezi că ele au rolul de a te duce spre o nouă etapă. Deci, dacă se iau decizii în general în viața ta, încearcă să te deschizi, pentru că sunt lucruri benefice pentru tine. Dragilor gata, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. De asemenea, te invit cu drag la previziunile pentru această săptămână, la previziunile pentru luna februarie, dar și la previziunile pentru anul 2023. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o lună februarie cât mai frumoasă și de o zi de miercuri uh, cât mai liniștită.